Alexandru Cumpănașu a publicat pe pagina lui un mesaj în care a povestit că a visat-o pe Alexandra Măceșanu. Alexandru Cumpănașu speră în continuare că Alexandra Măceșanu este în viață și că, la un moment dat, va apărea. Candidatul la alegerile prezidențiale a declarat de mai multe ori că nu se va da bătut până nu va afla ce s-a întâmplat cu nepoata lui. După lunile de timp, după ce viața mea și a familiei mele a fost dată peste cap, după sfidarea instituțiilor, după ce am descoperit o cloacă de mafioți în instituții, după nopțile nedormite cu gândul la găsirea nepoatei mele, am avut, în sfârșit, parte de un moment de liniște noaptea trecută. Un moment care, emoțional, m-a dat peste cap complet când am visat-o pe Alexandra. Era pe un pod, am văzut-o atât de clar, zâmbea. Încercam, disperat, să o strig: Alexandra, unde ești, zâmban? M-am uitat la mâna cu care își răspira părul și am văzut ceva, o brățară micuță, pe care i-am dăruit-o ultima oară când ne-am văzut. În acel moment m-am trezit, plângând și profund neliniștit, deși un înger mi s-a arătat în vis. Nu voi avea pace, până când nu o voi putea strânge în brațe din nou, până când părinții ei nu se vor putea întoarce acasă și să o vadă zâmbind, ca în acest vis, pe fiica lor, Alexandra, virgulă, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina lui de Facebook. Gheorghe încă are regrete. Gheorghe încă are regrete și plânge. Se gândește și la familiile victimelor și la familia lui. De la început să conștientizeze la un moment dat. Eu cred că a fost o problemă și pentru faptul că nu și-a luat medicamentele care trebuia. Probele care dovedesc că Luiza e moartă există în sine. Există și probe tehnico-științifice. Expertizele în care arată anumite lucruri cu titlu științific. Nu e vorba decât de declarațiile lui. În ceea ce o privește pe Alexandra, cunoașteți situația. În ceea ce o privește pe Luiza, există fragmente osoase de natură umană care au fost trimise la FBI. Așteptăm acum expertiza. E clar că nu există a treia victimă. Există doar două victime. El a fost cooperant de când am intrat eu în dosar, chiar înainte, virgulă, a declarat avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Laskoski, în cadrul unei emisiuni de televiziune.